Salut, Dani, salut, lumea, și bine v-am găsit! Opa, stai să mă aud cum trebuie. Bine v-am găsit, oameni buni, la o nouă reacționare, când ăștia de la 5 Gang, în sfârșit, se pare că au scos o nouă piesă stilul lor caracteristic, adică o piesă din nimic. Până și pe thumbnail lua arată de parte, deci că a fost despre thumbnail. Opa, nici măcar nu înțeleg care e faza cu thumbnail-ul ăsta. Care e puțin cam ciudat și handicapat în același timp. Dar vom afla, n-am aflat nimic din primele 2-3 secunde, în afară faptului că la început începe cu un Cadillac. Da, dar asta nici o să fie. Mi-au spus niște colegi de la școală că nu știu ce se întâmplă. Așa, pentru cei care întreabă de ce n-am făcut la tank reacționare, am pus... Puteți vedea pe canalul meu, dacă vă duceți, în stilul acela în care aveți și voi, dacă uitați pe laptop sau pe calculator, aveți aici la mine, orică voi nu vedeți, dar vă zic așa, că aveți discuții, am discuțiile mele în care v-am văzut acolo că am vrut să fac greșelile 5 in standard, a intervenit ceva, după lăsa, vă încerca o dată cu alt video, deci i-am scris acolo alt video. Nu contează. Nu contează care e faza, să vedem cum o să fie treaba. Vedem noi, hai să ne. Nu se meargă puțin. Și el a fost implicat într-un atent și a mașină de 70 de ani. Wow, ce bine începe, deja. Ok, faza cu Sherry, cu mașina lui, îmi pare rău. Deci nu-i chiar frumos să te plângi de unul care a făcut accident cu mașina, se poate întâmpla. Și... cum o zis în videoclipul lui, ori videoclipul, ori nu știu ce a fost atunci, dar eu l-am văzut, când au zis acolo faptul că nu neapărat mașina și normal, faptul că e începător, s-a dat foarte recens, orice se poate întâmpla. Deci asta nu. Sunt convinsă! Stai! Cel i-a fost implicat într-un și la mașină de 70.000 de euro pe care dați? Bă, vedeți ce scrie acolo sus, aproape, uite aici, vedeți ce scrie, îl bat moșii pe stradă. Sunt convins, are bani mulți, ce este rău? Păi pentru mine este rău. Focus, focus, apar banii, cinstere ca sultanii. Bun, iar o scos ăștia manea, o scos ăștia manea, nu, din nou, iar o să mă doară capul la napie, nu! Aaa, de asta sunt așa ciudat, faptul că am începe, cum se zice, cum îl cheamă pe ăsta? Păi, ce? Mădălin, am începe Mădălin, de asta sună ca manelist. Sunt prea fericit ca Dani. Sunt cu 5 Gang sus pe scenă. Stai, vreau să văd ochi. Stai că am văzut că știu ceva acolo. Cinstere ca sultanii. Bagul story is the money. Sunt prea fericit ca Dani. Are piele de șarpe. Șelișelalu. Sunt cu 5 Gang sus pe scenă. N-am semnat, bro. Dar mă găsești pe coperta capital, bro. Vorbesc în Forbes, numele am numerar, yo. Am numai plus și în mulțire, n-am egal, no. Mi-a dat becali un pont. Interesant că nu mai fac o fel de tranziție, chiar sunt de, cum să zic așa, tranziție, arată ok, dar am așa unii ăsta, procuror. Clar, episodul ăsta nostru se numească Focus Pocus, la 5 Gang Focus Pocus, o să-l numesc, reacționez la DNA. Gata. Să n-am loc de bani con. A zburat cu ea în America de Nord. A spar 4. Bun, nu, mi-a dat o palmă, chiar și dacă sunt America de Nord. Bă, da, bă, Gami, tu ai făcut geografie la școală. Bine, ai zis că te duci, ai spar banii în America de Nord, și unde? I-ai spart în Canada, în America, în Mexic, în Guatemala, în toate țările din America de Nord. Bine, Guatemala și alea sunt în America centrală, da. În trei țări în America de Nord. Tu le-ai spart bani acolo? Le-ai spart ai spart jumate de bani în Canada, jumate în America și jumate în Mexic. Oh, ce fain. Așa da.
fi numai în aeroport. Nu am loc în portofel. Zici că e casa de papel. Ce dau mie ferii? O rima puțin ăla. Bă, cam ce pățit, omule? Ce ai pățit, omule, mă? Mă, ce ai pățit? Ai nebunit de cap? Sau te-ai nebunit capul? Ce ai pățit? Că... Ce... Am unde ce te-ai apucat să plângi? Timbalul la suflete. Nu m-am mai satur de el. Doctor Pen, am dat un tun. Uite că așa, uite, ce fac, n-am început Pain, uite, nota 8 pentru Pain. Am început mai fain în alte piese, dar aici, uite cum am început. Timbalul la suflete, nu m-am mai satur de el. Doctor Pain, am dat un tun. Așa mi-a plăcut cum a început. Doctor Pain, am dat un tun. Bă, uite, e faza că, nu știu ce o scris acolo, nu știu, habar n-am, o să dau poftă în videoclipul meu să văd ce o scris acolo. Dar îmi place că, deci, dintre toți ăștia, Pain zici că e cel mai real tag. Shelly zici că e, nu știu, Coteț, adică Traban. Dia zici că e Beetle, Mădălin zici că e, nu știu, Volkswagen, așa. Și Gami zici că e, nu știu, o cisternă, nu că e gras, numai că vor, că zici că e o cisternă. Și așa și Pain zici că e singurul tank, că chiar el se păduiește ca un tank. De ce? Voi n-ați văzut tankul mici? Că am atât și un tank. Mă găsești în Cancun. Calcul? Vin peste ei ca un taifun. Taifun. La ratat sunt imun. Hai că măcar o... hai măcar că o rimat și o ieșit ok. Focus la barbanii. 5 stele ca sultanii. Bagul stories din mani. Sunt prea fericit ca Dani. Am viteză mult prea mare. Nu mă întreci. Cu băieții mei ia mai... Deci, am viteză mare. De-asta te lovești. Ai crăpat mașina de 270. Hai chiar o rimat-o, abia aștept să mă uit, când termin videoclipul, să mă uit pe laptop aici, să mă uit la el. Dacă cineva se întreabă de ce nu filmez amul pe laptop, din cauza faptului că încă nu mi-am luat un program bun de filmare, ca OBS-ul, nu l-am luat încă. A vrut să-l iau, dar nu știu care e faza cu el. Nu a ieșit OBS Studio, un loc de OBS de filmat. Și de asta încă o să filmez încă pe ăsta, numai câteva, în curând o să-mi fac. Lasă că o să apară videoclip cu Darius în curând. Câștigat un match, Sherry e de mult în 2020. Diseară am rămasă, nu plecăm acasă întregi. Că e Crăciunul 5Gang, cu frații pe trec. Am făcut un film de cinema, apasă rec. Crăciunul 5Gang, cu solul mea pe trec. Ăștia dau cu hate, încasesc ce după ce. Ok, deci, bă, de ce mereu faceți videoclipuri de Crăciun, mă? Fiecare, aceeași chestie o să ziceți de fiecare dată. Crăciunul fac game și toate bea petrec, ăștia l-au cu hate. Asta ziceți de fiecare dată. Asta ziceți și în singura casă, și în sos. Și am în piesa asta, de 3 ore am spus asta. Că cine fingi? Cred că a zis-o și în DM. Cu soră în mea petrec, ai zis-o. Da. Ai văzut ce-o scris? Hai. Mantu nu înseamnă nimic, ea. Fără diamantul e grafit, ea. Dosar no 3, dia. Așa, contura că e Diana. Atenție, dă bloc. Țin banii în elastic, ea. Hocus pocus e magic, ea. Ok, deci așa încă cu același lucru. Ca pe orice piesă. Bineînțeles că iară ne fură gazicile la toți. M-a sunat LOL, bro. O pus din partea lui Darian Red. Auziți? Hocus pocus
e magic. Ok, deci așa încă cu același lucru, ca pe orice piesă. Bineînțeles că iară ne fură gazicile la toți. M-a sunat chiar gazică dacă vrea la suc, bro. Vorbește într-una, o duc chiar la Balamuc, bro. Știe că pe nuțul lasă mult ciubuc, bro. Eu nu-s fraier să mă țină sub papuc, no. Fac bani, zici că te părăsc. Niciodată nu mă opresc. Îi sparg eu în locul ei. Să mor de te minciunesc. Sunt un vagabond, na-na-na. Euro în contul, na-na-na. Sunt un vagabond, na-na-na. Eu știu cum să o fac să alerge. Mă delin finie rege. Ce se petrece, ce se înțelege. Tu faci un băț, eu 10-10. Haterii zât, lasă să plece. N-o decât să mă judece. Nu-i ascult, fiecare alege. Ce le dau eu, se subînțelege. Dau tare-n timpan, ca un sultan. Citele oriunde, nu stau pe Maidan. Nu te halezi, sunt vegetarian. Pop, numai banii, că sunt mare fan. Nu mă grăbesc, am mare plan. Să fiu cel mai bun, să pun banul pe ban. Mă vezi la TV, mă vezi în cancan. Hâs, John, ca Dorian. Hocus pocus, apar banii. Cinci stele ca sultanii. Bagustori zi mani. Sunt prea fericit ca Dani. Boșilor, asta a fost piesa noastră de Crăciun. Sperăm că v-a plăcut tare, tare mult. Înainte să ne... Nu merită să ne uităm la partea asta. Bă, pot să zic, ce să zic despre piesa asta? Are vreo 4 minute, restul de pe aceea e ceva cum, ceva chestie. Da, e ok? Pot să zic un singur cuvânt care rimează cu chestia asta. DNA. Ori DNA, ori... Red versus 5. Dar faza aia cu mă uitați voi din nou. Da, faza aia cu The Real Red, că vorbi The Real Red prin ăla. Ai de capul meu, ai de capul meu, a fost cea mai faină parte din toată piesa asta. Da, băieți, cam ăsta a fost episodul de astăzi și episodul de luna asta. Glume. O să pun episod de repede. Așa, probabil o să scoate, astăzi oricum am mai mult timp liber, poate mai fac și oriceva, poate mai filmez un videoclip, cine știe. Da? Sper să vă placă videoclipul ăsta la care n-am muncit deloc. Am făcut să-mi bag telefonul la încărcat și să-mi ponesc și mobizenul. Și am în sfârșit o să pot să postez și eu mai mult, că suntem la Formula 1, așa? Și o să pot să filmez eu, să fac ceva fain. Mi s-a părut foarte fain acest videoclip. Ca să înțelegeți, puteți să vizionați toate aceste chestii, adică toate reacții care le fac eu, le puteți viziona pe seria, pe playlist-ul de reacții pe care îl avem noi. Am playlist-ul de reacții. Așa, nu sunt toate care au rămas, nu am sosul, stricat o generație și încă câteva, dar am dislike care se vede handicapat, scuze, am și cu ăla cu abi de focalizatul, am și Andra Picantă, sunt numai 6 aici care au mai rămas, am Andra Picantă, am reacționat la Andra USA Taser, care n-o să mai fac chestia că deja la las acolo, și mai am reacție la 5G Machine VIP. Atâta mai am pe canal, astea singurele care le am pe canal, adică videoclipurile de, cum să zice, de reacție. Astea singurele care au mai rămas, am mai pune și noi câteva, păcat că am pierdut sosul, stricatul generație, dar măcar bine că le-am, bine că majoritatea dintre voi care vă uitați la mine, măcar bine că le-ați văzut. Din ce am observat, am pierdut și câteva videoclipuri de Asfalt 8, am câteva pierdute. Asfalt 8 sunt câteva pierdute, am 57, am pierdut cred că vreo, am pierdut vreo 2 cred, că am pierdut primul episod în care am jucat, primul episod și cam atâta, cred că numai primul, erau numai 58 și cred că am mai pierdut încă 2 episoade, nu contează, cam asta a fost episodul, oameni buni, sper că v-a plăcut, deja vă timp cam mult, nu contează, la partea asta de final oricum nu se uită nimeni. Da, vă zic să nu vă uitați la partea asta. O să pun eu ceva editat aici pe ecran, fain. Și, da, ne auzim mâine. Sau astăzi, mai venim, dacă mai postăm.